La un pas de tragedie, poliția orașului Strehaia a fost sesizată cu privire la faptul că pe drumul național 6, în afara localității Strehaia, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. Din accident a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. De la începutul noului an și până în prezent, în județul Mehedinți au fost o serie de accidente soldate cu victime omenești. Asta nu îi împiedică pe șoferii teribiliști să facă depășiri periculoase care să pună atât viața lor cât și a celor din jur în pericol. Viteza și neatenția fac casă bună în cazul șoferilor români, iar rezultatul este de cele mai multe ori unul tragic. Astăzi a avut loc un grav accident pe drumul național 6 în afara localității Strehaia, soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 65 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, în afara localității Strehaia, a intrat în coliziune cu o auto utilitară condusă de un bărbat de 57 de ani din comuna Afumați, județul Ilfov. Din accident a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 57 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism. Salvatorii au extras de urgență victima pe care au predat-o în stare de conștiință echipajului SAJ. Cea de-a doua persoană implicată în accident a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, ulterior refuzând transportul la spital. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu auto specială cu apă și spumă, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs între două autoturisme pe drumul național 6 la intrarea în orașul Strehaia. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism. Salvatorii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei, pe care au predat-o în stare de conștiință unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Cea de-a doua victimă, implicată în accident, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, ulterior refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturisme implicate în accident. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 57 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. România, cu o populație de 19,1 milioane de locuitori, are cel mai mare număr de morți în accidente rutiere raportate la populație, 85 de morți la 1 milion de locuitori.